Salutare, numele meu este Just4U Amda și trebuie să vă spun că așa începem în cel de-al doilea video, cel de-al doilea vlog, ca să fie mai bine pe intelesul tuturor. Ce vedeți în fața dumneavoastră acum, sau ce vedeți pe micul monitor, este o fotografie postată care are. Un titlu de genul bolșevicul Silviu Brucan face instrucție cu activiștii GDS, grupul de dialog social. Sursa foto, ziariști, online. Comentariul bun de citit era Puiu Mihailescu care spunea, de fapt comentariul bun de citit era scris de Puiu Mihailescu care spunea, era tare bine dacă uita cineva aragazul aprins acolo. Vă să acum într-un sens... <laughs> Doar metaforic. E clar că nimeni nu se gândea la mai rău, da? No, în fotografia pe care o vedeți aici, apare stimabilul și onorabilul Silviu Brucan, de care ne vom lega astăzi, alături de oameni foarte influenți și importanți pe care îi cunoaștem astăzi din mediul intelectualilor, da? Andrei Pleșu și Gabriel Liceanu. <coughs> Mai jos este o fotografie în care stimabilul Silviu Brucan... Dăm mâna cu domnul George Soros, asta prin 90, dacă nu mă înșel, sau 89-90, ceva de genul ăsta. Iar în a treia fotografie din aceeași postare apare partea de sus a revistei 22. Să țineți minte că revista 22 este o publicație săptămânală, sau era săptămânală, nici nu mai știu acum cum este tipărită, editată de grupul pentru dialog social. Asta este numărul 1 din anul 1, în 20 ianuarie 1990. În partea din stânga îl puteți vedea pe Silviu Brucan, care a scris un articol acolo, da? În sumar, socialismul mondial la răscruce o perspectivă din interior. Silviu Brucan, da? No, ce vreau să vă zic eu acum? Mi se pare mie foarte interesant. Mi se pare foarte interesant că ca să terminăm repede toată treaba cu George Soros acum, că m-am săturat și eu de el până peste cap, vreau să vă caut ceva acum pe pe Google și să vă arăt, da? Ne așa George Soros și Poroshenko Freedom adică libertate, și căutăm noi acum, da? Dar numai că nu știu cum să căutăm noi acum. <laughs> Așa, da. Și aici intăm, intrăm pe un site guvernamental din Ucraina, da? Site-ul președinției, sau președintelui Petro Poroshenko actual președinte al Ucrainei. Ei, nu, no, aici pe cine îl vedem? Îl vedem pe frumosul George Soros, care a fost premiat, aici se scrie, hai să vă traduc așa, exact cum e scris în primul aliniat. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko l-a premiat pe fondatorul uh, Open Society Foundation, așa George Soros cu uh, ordinul libertății. da Șeful statului a înmânat acest uh, Ordin al Libertății în persoană de-a lungul întâlnirii cu faimosul uh, filantropist bogătan George Soros. Și aici citez. Activitatea dumneavoastră din ultimii ani a contribuit semnificant la democrațiile, la recentele schimbări democratice în Ucraina. De aceea sunt onorat astăzi să vă prezint cea mai înaltă distincție cu nume simbolic Ordinul Libertății, a zis președintele Ucrainei. Da. Acum ce trebuie să știți, toată treaba asta cu Ucraina și cu nebunia din Ucraina, cu revoluția aia, este foarte complicată, eu vă spun sincer, nu o înțeleg în totalitate, am avut o grămadă de discuții pe subiectul ăsta cu o grămadă de oameni, și indiferent cum o pui, nu e bine nici așa, nici așa. Treaba stă în felul următor. Concluzia mea din toate cele legate de treaba din Ucraina este simplă. Ce s-a întâmplat în Ucraina a fost un coșmar și este un coșmar pentru poporul ucrainian. Oamenii aia s-au omorât, măcelărit între ei. Sunt atâtea videouri în care oameni ucrainieni, ucrainieni s-au omorât între ei. Pentru că unii erau pro-Europa, pro-democrație și așa, și alții erau pro-Rusia. Da? Și cu intervențiile, bănuiesc, și ale ruși, a Rusiei, mai mult ca sigur, pentru că Rusia nu e o de biserică, știm cu toții că face ce poate și are un mecanism, o, o monstruoasă mașinărie de propagandă, deci nu pot crede nimic din ce vine din gura lor, așa, dar îl avem pe moșul ăsta, Evergreen, care văd că duce suta de ani, ne bate pe toți și ne bagă mormânt, așa, care a intervenit și a făcut măgăriile de nu se poate, a peste tot, a nenorocit, a lovit, făcut lovitura, a finanțat lovituri de stat și a făcut o grămadă de porcării. Deci l-am președintele Ucrainei, actualul președinte al Ucrainei, care s-a folosit de toată nebunia aia cu Revoluția și care îi înmânează ordinul libertății lui George Soros. Deci, cu alte cuvinte, George Soros a contribuit cumva la toată treaba asta din Ucraina. Cu alte cuvinte, crimele din Ucraina îi le putem pune în cap până la urmă, pentru că el se știe foarte simplu ce influență are din moment ce a fost interzis sau țara de origine a lui Ungaria ia măsuri împotriva lui. Ne putem da seama că domnul George Soros este varză și este un un, un balaur în adevăratul sens al cuvântului. Acum să terminăm cu George Soros, că m-am săturat de el și vreau să ajungem puțin la Silviu Brucan, pe care îl puteți vedea acolo în stânga, da? Aici și pe care îl putem vedea în fotografia inițială pe care am urcat-o. No, Silviu Brucan la grupul de dialog social, în stânga lui e Alin Teodorescu, mai în stânga era gazul despre care zideam cu toții că trebuia să fie lăsat pornit. E o glumă, v-am zis, deci nu vă luați, nu s-a de vreun deștept să comenteze eu în tramvai. Andrei Pleșu, Gabriel Iiceanu, toți luau notiție. Împreună cu Stelian Tănase, Gabriel Andreescu, da? Și alți intelectuali ai patrii, No, fraților, ăștia în uh, 1980, nici nu știu când erau aici, sincer vă spun, am barnam, așa, în, oricum, atunci după Revoluție, făceau treabă bună acolo, da? În sensul că băieții luau notițe de la cine trebuia, unul dicta și ceilalți făceau. Mie mi se pare foarte nasoară toată treaba asta și alăturarea asta, tot grupul de dialog social dispusele unora, este o, o sursă a organizațiilor non-guvernamentale, a mișcării este ciudată din România, care nu face decât să, să funcționeze din punctul nostru de vedere, al celor care deschidem puțin ochii. Eu nu pot să zic că sunt un mare priceput, dar vă pot spune atât că. Uh, există o mișcare în România care nu vrea binele românilor și nu vreau să dau nume, nu vreau să ridic niciun fel de capete de acuzare. Haideți un pic să vedem mai departe în legătură cu domnul Silviu Brucan. Intrăm pe Wikipedia, pe variantă de engleză și vedem așa. Silviu Brucan, născut Saul Bruckner, nu știu de ce și-a schimbat numele, așa, născut în 1916, pe 18 ianuarie, și mort în 14 septembrie 2006, Dumnezeu să-l ierte. A fost un politician comunist român. Așa, zice aici, cu toate că nu a fost de acord cu Nicolae Ceaușescu, sau cu politicile lui Nicolae Ceaușescu, deci nu a fost de acord cu politicile lui Nicolae Ceaușescu, bănuiesc că s-a bucurat că a murit Nicolae Ceaușescu, da? nu a renunțat la convingerile lui comuniste și nu s a opus ideologiei comuniste așa, după Revoluția din România, Brucan a devenit un analist politic și autor de cărți legate de comunism și de Estul Europei da? nu, ați văzut haideți să mergem un pic mai jos să vedem încă ceva așa, Silvio Brucan was born in Bucharest two wealthy Jewish parents living in Berzei Street, Nir Matache Măcelaru. Așa, de să înțeleg că el era evreu. Da? Nu. No. Terminăm aici cu toată treaba asta și mergem la un altă, o altă treabă pe care am găsit-o pe internet. Da? Aici este o listă a evreilor comuniști. Da? Și dacă dăm un search aici pe pagină, find on page, căutăm Brucan, așa, îl găsim pe Silviu Brucan Saul Bruckner, despre care am citit mai devreme, politician comunist român, ambasador internațional și secretar general al revistei Scânteia, revista prosovietică Scânteia, da? A recunoscut în 1989, a recunoscut că Revoluția din 1989 condusă de el și alți membri comuniști nu a fost împotriva, să nu a fost anticomunistă, a fost doar anticeaușistă. Și a susținut că interzicerea comunismului a fost o greșeală. No, ați citit foarte bine sau ați auzit foarte bine ce v-am zis acum. Așadar, a recunoscut în 1980 a recunoscut că revoluția din 1989 condusă de el și acum vă fac trimitere să vă duceți puțin aminte de fotografia dintre el și George Soros din aceeași perioadă. Soros venise și cu câțiva ani buni înainte de 89 în România, da? Deci eu, sincer, părerea mea, părerea mea simplă este că oamenii ăștia au stat și au pus la cale toată treaba dinainte. Nu spun că e 100% sigur treaba, dar mi se pare foarte probabil că țara de atunci, din 89, țara care a luat-o, România care a luat-o razna total, nu spun că în vremea comunistilor a fost mai bine, pentru că știu că a fost foarte rău, dar îmi aduc aminte, nu o spun eu, o spun un economist, un analist economist, bomba atomică, și șmecher, șmecher tare de tot, care susține că România a fost singura țară din istoria omenirii care a reușit să-și plătească datoriile externe, da? Bănuiesc că datoriile față de Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și organisme de genul ăsta. Era singura țară. Ei, din 89 până acum, noi am reușit să facem multe zeci de miliarde de dolari datorie. Bani care, în proporție de, nu știu, cred că 60% nu au ajuns unde trebuie. No, și atunci îl avem pe Silviu Bucan, despre care se știe că a fost anticeaușist. A susținut clar că revoluția condusă de el a fost împotriva lui Ceaușescu, dar nu a fost o revoluție anticomunistă, da? și a recunoscut că și a susținut că banning înseamnă interzicerea comunismului a fost o greșeală. Da? Nu, aici aveți lista cu personalitățile evrești comuniste din perioada comunistă. Aici, după cum bine vedeți, este uh, pagina web page-ului roncea.ro și putem vedea aici câteva chestii interesante, da? Ca să știți și voi puțin când se printează, se tipăresc cărțile și când vin de la editura Humanitas, să știți și voi cam care e treaba. No, asta e un ordin 92 din 20 februarie 1990. În temeiul decretului Consiliului Frontului de Salvei Naționale din 1989, așa, privind înfi înființarea și organizarea Ministerului Culturii, având în vedere prevederile la 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 la, se emite următorul ordin. Începând cu data 1 februarie 1990, se înființează editura Humanitas, care va edita lucrări în domeniul științelor umaniste, având administrație proprie și fiind subordonată Ministerului Culturii. Vedem aici este Andrei Pleșu, ministru, da? Deci el semnează și ștampilă acolo. Cu aceeași dată se numește în funcție de director al editurii Humanitas, domnul Gabriel Liceanu, care va avea salariul tralala și o indemnizație de conducere de 300 de lei lunar. Punctul 3. Editura Humanitas va prelua patrimoniul editurii politice care și încetează activitatea. Deci ei au preluat toată treaba comuniștilor și au continuat mai departe pe o bază comunistă 100% cu ceea ce fac și în România lucrează antinațional și antiromânesc în mare parte. Nu spun că sunt oameni care nu au cap pentru că sunt de o de ori mai deștepți decât mine și au 17 biblioteci între, uh, între, între mine și ei să găsesc 17, 18, 50 de biblioteci. Nu asta contează, vreau să vă spun că oamenii vin de unde vin și voi trebuie să știți foarte bine că e ușor să căutați și să vedeți care sunt legăturile. Încă din anuarie 90, grupuri pentru dialog social, unde activează pleșul, patapie, vijlicianul, notizmăneanu, așa primește la sivul Bucan în regim gratuit, somtosul sediu în care victorie. Unde se află și azi? Proaspăt, renovat atunci de Nicu Ceaușescu, da? Foto 1 cu toți trolii luând notițe de la agentul KGB Silviu Brucan cu care de altfel avea să se lanseze pe piață organul GDS da, grupul de dialog social foto, revista finanțată ulterior și de George Soros. Prezent și el tot la GDS, împreună cu aceeași lichea bună, în ghilimele, îl citesc pe, sie. pe, pe Roncea, sau cine a scris articolul, să a scris articolul, să nu fac vreo prostie. Așa. Pe Dorin Tudoran. Da, Dar se găsește pe roncea.ro. No, fraților, astea sunt câteva chestii pe care le-am văzut și le-am tot ronțăit de ceva vreme. Mie, sincer, mi se pare tare suspectă toată treaba asta cu balaurul ăsta de brucan și cu toți urmașii lui care să înfrupte și astăzi din poporul român și din toată treaba asta. Nu numai că fac asta, nu are rost să mai discutăm puțin care sunt legăturile, sau pe viitor, dacă ar fi să găsim legăturile dintre grupul de dialog social și multele organizații, așa zise, non-guvernamentale, de fapt, nu știu, e impropriu spus poate, că sunt finanțate și de unii și de alții, așa pe sub mână. Legăturile dintre grupul de dialog social și organizațiile astea de care ziceam mai devreme, care nu au făcut decât să Facă tot posibil să scoată religia din școli, să scoată icoanele din școli, să aducă educație sexuală și să facă parte din societatea civilă pe care ați văzut-o activând din perioada Roșii Montane sau din perioada protestelor împotriva exploatării de la Roșia Montana, așa s-au coagulat la colectiv au ajutat împreună cu mass media și cu finanțări din exterior să pice guvernul Ponta atunci, folosind toată treaba asta de emoție și pârghia asta emoțională cu săracii care au ars acolo și care au încă probleme, trăiesc cu toate securile de la colectiv și ajungând până la urmă, în zile trecute la proteste, să fie catalizator și să fie uh, trâmbițele ale acestui mecanism pentru aducerea oamenilor în stradă, încercând să lovească din nou în uh, nebunul guvern grindeanu, da? Că nici ei nu sunt mai valoroși. Nu, no, fraților, vreau să știți asta despre Silviu Brucan și uh, ce să vă spun acum, ținând cont că a început postul, nu știu, sincer vă spun, părerea mea extraordinară de simplă este că o să citesc un articol pe care l-am găsit pe fineonline.wordpress.com care spune în felul următor Efectele terapeutice extraordinare ale postului pentru sănătate a fost postat articolul în 27 februarie, adică ieri. Și începe așa, deoarece astăzi a început postul Paștelui, sunt binevenite câteva informații interesante și folositoare pentru beneficiile medicale ale postului. De-a lungul istoriei, postul a reprezentat mereu o perioadă de curățare trupească și sufletească benefică pentru organism. Sufetească și trupească, aș pune în ordine asta. Dar bine, îmi fac și eu pe deștept acum. Dacă mari filozofi precum Hipocrat, Socrate și Platon îl recomandau în urmă cu peste 2000 de ani pentru vindecarea corpului, astăzi este verificat prin studii științifice și pus în practică în spitale și clinici private sub supraveghere medicală de specialitate. Vreau să știți că articolul este foarte bine structurat, și are ca surse Science Daily, așa, Science Magazine, Mag, așa, News USC Edu, deci e o treabă foarte serioasă, așa, Authority Nutrition și NIA Government Research Announcement și la de sunt o grămadă de surse, healthista.com și fastencur.at. Așa, Cred că Austria nu știu ce e atâta, În fine, no. acum pe câteva din studiile care susțin beneficiile postului avem Alzheimer și Parkinson. Profesorul Mark Madsen, conducătorul laboratorului de neuroștiință al Institutului, a declarat reducerea numărului de calorii poate proteja creierul, însă efectul nu poate fi obținut prin reducerea cantității de mâncare consumată. Cea mai bună variantă este adoptarea unei perioade de post total în care nu se consumă nimic, alternate cu perioade în care se poate consuma orice. Așa, bolile de inimă și diabetul, o zi de post în care să nu mâncați nimic, dar să beți foarte mult, apă face bine la sănătate, susțin de de la Intermountain Medical Center Heart Institute, tare aș vrea să lau și pe a lui prietenă vegană, să încurajeze puțin postul și să nu-i mai spună uh, dietă, dezintoxicare și alte prostii, pentru că Ortodoxia și Sfinții Părinți au încurajat postul de mulți ani și au susținut clar că face bine sufletului și face bine și trupului, cum am spus mai sus. Așadar, 30 de voluntari au postit timp de 24 de ore doar cu apă, fără să atingă de mâncare, apoi au trecut la alimentație obișnuită. Concluzia cercetătorilor a fost că ținut din când în când postul negru scade riscul bolilor de inimă și de diabet și duce nivelul zahărului din sânge. Așa, Cercetarea condusă de medicul Benjamin Horn, deci îl puteți căuta, puteți căuta și cercetarea și studiul, ca să nu credeți că sunt aberații, așa, susține alte studii făcute la același institut care au demonstrat alte beneficii ale postului. Da? Deci nu o spune Gheorghiță și Vasilică și un vom păcălici care zi susține că a făcut sondaj de opinie și a aflat că postul e bun sau nu. O spun oameni de știință cu cercetări serioase. Vi le-am enumerat, sunt jos trimiterile dacă vreți să le vedeți. Așa, postul poate să reducă înmulțirea celulelor canceroase, și aici îl avem pe Walter Longo, un cercetător italian, care acum lucrează la Universitatea din California, biolog de renume internațional, a observat că celula tumorală nu se poate adapta la regimul hipocaloric, că toleranța pacientului este mult mai bună la chimioterapie, dacă urmează un regim hipocaloric sau post. Așa. Repararea ADN-ului Walter Longo de la University of Southern California. Bolile cronice, o altă cercetare realizată de Crista Varadi de la Universitatea din Illinois-Chicago a analizat impactul pe care îl are postul asupra bolilor cronice, precum bolile cardiovasculare, diabetul de tip 2 și cancer. Studiul ei, care implică teste realizate atât pe animale cât și pe oameni, a încercat să compare efectele postului intermitent cu cele la restricție calorice. Rezultatele experimentelor experimentul realizate pe subiecți umani indică faptul că postul poate duce la creșterea nivel de colesterol, colesterolul bun HDL, prescurtat, și scăderea concentrației de trigliceride. de mai mult. Studiul ei a demonstrat și că postul intermitent poate oferi mai multe dintre beneficiile pe care le aduce restricția calorică, care și o creștere a longevității. Studiul lui Varadi este susținut și de alte cercetări care sugerează că, în plus, postul intermitent poate oferi beneficii neuroprotectoare și reduce riscul de apariția a în general. Regenera sistemul imunitar, este suficient să ținem trei zile de post pentru ca sistemul imunitar să se regeneze, în întregim și să producă noi globule albe. Trebuie știut sau cei care știu deja, sau cei care nu știu, pentru cei care nu știu, vreau să vă zic că, ca recomandare pentru postul paștelor, pentru postul mare, Sfinții Părinți au zis că, acum sincer vă spun, nu am trimitere, poate o să caut, căutați voi și vedeți, este recomandat ca la începutul postului, trei zile, să se ține fără apă, fără mâncare, iar după cele trei zile, adică undeva la miercuri, așa, la jumătatea zilei de miercuri, dacă se începe de luni, postul negru să se mănânce după aghiazmă mare. Așadar, cele trei zile sunt incluse în postul Sfintelor, sfinte Învieri, da, postul Paștelor. Așa, potrivit cei sistemului imunitar, se poate renoi după doar trei zile de post în fumetare resimțită, de organism pe parcursul celor 72 de ore ar stimula celulele să producă noi globule albe. Veste bună este că organismul nu se mulțește doar să producă noi globule albe. În timpul postului, corpul se debarasează și de celulele lezate sau prea vechi. În cursul fiecărui ciclu de post, acest flux de noi leucocite duce la regenerarea sistemului imunitar. De ce postul te face mai fericit? Și avem și aici un studiu publicat recent de Nutrition Journal, arată că privarea de carne, indiferent că e vorba de pește, pui sau orice, oricare alt tip, îmbunătățește starea de spirit, ajutându-ne să fi, ajutându să fim mai fericiți și mai puțin stresat. Nu vă spun sincer de fiecare când țin post și cum e vorba de abstinența asta așa alimentară, să zic așa, lucrurile stau cu totul diferit și o puteți observa și voi, e vorba de transpirație și de alte chestiuni care sunt mult mai curate și mai faine puțin pestilențiale da? Așa, ei, aici sunt multe, articolul e foarte lung și aveți o grămadă de trimiteri. Eu vi sugerez din toată inima și călduros să vedeți, să luați în calcul și să nu mergeți pe uh, clișele astea moderniste în care toată lumea sare în sus când te aude că post. Dacă îi spui că ți dietă, nu mai poate de bucurie că ești pe aceeași lungime cu modernismul și cu moderniștii și cu tinerii frumoși și liberi. Dacă îi spui că ți-i post, zice că ești băi învechit și bătut în cap, nevrând să accepte că, de fapt, postul include tot. Ținând cont că noi avem și trup și suflet, trebuie să știm că simpla dietă nu e post, Vegan, veganismul nu este doar post, așa, post e doar o traducere și o chestie de abstinență alimentară și poate un pic de yoga și așa, dar nu are legătură cu ortodoxia. Postul ținut în ortodoxie este complet și deosebit. No, fraților, cred că v-ați plictisit de mine, eu m-am cam plictisit astăzi de, de, mine și din acest motiv vă recomand să vedeți linkurile de jos și să vă să vă în armați în a ține acest post cât mai bine și corect. Iar pentru cei care sunt atei și care au nimeni din greșeală aici pe, pe video meu, cu toate că mă îndoiesc o să stea vreunul pe aici, vă transmit cu dragoste să încercați să vă treziți la realitate și să vă dați seama puțin că dacă căutați adevărul, îl veți găsi. Dar trebuie să-l căutați cu mare putere și mare îndărădnicie, să zic cu mare cu mare dorință. No, just patru am da, încerc să termin această, acest monolog și această bâlbăială prin a vă spune că uf, e bine tare bine să fim informați, dar tare bine este să ne hrănim mai mult sufletul decât trupul, da? ceea ce facem noi, ce ce fac eu aici, de fapt, cu toate informațiile astea pe care le-am tot promovat atâta timp, a fost mai, de, mai, mai degrabă o îndepărtare a mea de ceea ce este esențial și anume, Doamne, Doamne, din punctul meu de vedere, Doamne, Doamne, este maxim și e unde este, există și cel care, pentru care trebuie să, să ne trăim viața. No, fraților, acestea fiind spuse, trebuie să închei că mai sunt și alte lucruri de făcut. Sper să ne vedem la un videovlog 3. Mai interesant decât acestea, cu mai multe informații faine. Și... Acestea fiind spute, spute, da, acestea fiind spute, vă rog să mă iertați pentru greșelile gramaticale și pentru bâlbăială și pentru vorbitul repede și poate pentru nonsensurile și aberațiile pe care le-am scos. Vă doresc toate cele bune, nu uitați, fără atacuri la persoană. Dacă v-a plăcut, Fac și eu ca restul vlogărilor. Dați mai departe. Dacă vreți să mă vedeți data viitoare, puteți să subscrieți. Așa și să vă abonați la canal. Toate cele bune, Doamne, ajută și respect!